Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. Noi nu ne dăm seama de un lucru în desfășurare, să știți. Stau și mă uit cu uluire și văd că ni se servesc de către presa mainstream, care este portavocea lor. Știți la cine mă refer, la băieți. Da. Ni se oferă tot felul de pseudosubiecte. Bâstroie, facturi. Astea nu sunt pseudosubiecte pentru că ne privesc. Dar, în sfârșit, ne abat atenția de la ce urmează să vă povestesc. Prețuri la utilități, inflație, tot felul de alte lucruri. Și când colo, asistăm de fapt la un fel de baterie de măsuri legislative concertate pe care guvernarea PSD-PNL încearcă să le pună în operă pentru a reduce la tăcere societatea civilă, adică pe noi, pe cei care le-au stat și le stau ca un ghimpe în coastă prin proteste. Le sunt încă vii în memorie lor protestele masive de tot de pe vremea Ordonanței 13, Dragnea, chestii socoteli. Expresia asta îmi place la nebunie, chestii socoteli. Nea Bacchus, o spunea în film, țineți minte, nu? Ștefan Mihăilescu Brăila, un actor de geniu. Dar revenim la chestii mai triste. Sunt niște modificări propuse democratic în Parlament pe care noi nu le observăm. Presa mainstream le minimalizează, bineînțeles, pentru că este sponsorizată la gros de guvern prin publicitate guvernamentală din banii tuturor. Asta e alt motiv de a sprijini, bineînțeles, jurnalismul independent care s-a refugiat în cea mai mare măsură în online, aici, pe YouTube. Și vă dau câteva exemple pentru că noi nu știm dacă știm din online sau din puțină presă liberă rămasă în mainstream. Ignorăm chestiile astea, avem alte priorități. Dar se întâmplă chestii care ne restrâng libertățile. Și asta se întâmplă în tăcere, insidios, ca o boală, sub o aparență absolut democratică. Ei bine, unul la mână. Accesul la justiție. Ăsta este în pericol prin impunerea unor condiții care împiedică depunerea unor acțiuni în justiție, cauțiune de până la 50.000 de lei în funcție de valoarea lucrărilor care fac obiectul acțiunii în instanță, răspunderea patrimonială a membrilor Consiliului Director, prevederile se aplică retroactiv și litigiilor în curs. Sunt chestii tehnico-birocratice care sunt gândite și menite a îngreuna accesul cetățeanului obișnuit la justiție într-un litigiu. De asemenea, limitarea accesului la justiție prin impunerea unor termene de decădere și de prescripție care curg indiferent dacă persoanele prejudiciate iau cunoștință de conținutul ilicit al autorizațiilor de construire, de exemplu. În plus, știți bine de hotărârea Curții Constituționale, am discutat-o cu domnul Avram de la Adevărul anul trecut, prin care Ordonanța 13, atât de contestată, care a cauzat aproape o revoluție în România acum câțiva ani, acum s-a materializat printr-o hotărâre a Curții Constituționale și tocmai au scăpat inclusiv ăia de la Hexifarma. De ce? Pentru că termenele de prescripție s-au scurtat atât de mult și procesele sunt lungite tot atât de mult încât să se încadreze în aceste termene de prescripție și să scapi. Trebuie să vă dați seama la ce au recurs și a funcționat. Asta deja este în efect. N-am avut nicio problemă cu chestia asta. N-a ieșit unul să protesteze în vreun fel. Totul a fost perfect ok. Noi ne vedeam de ale noastre, de vacanțe, de probleme, de familii, de gata, s-a terminat.
Apoi, mai este problemă cu ONG-urile. Accesul la finanțare, prin limitarea posibilității de redirecționare a cotelor de impozit de către cetățeni și firme prevăzute de lege către ONG-uri, asta e sursa lor principală de finanțare, și aceste noi reglementări urmează să fie aprobate de ANAF pe criterii foarte neclare. Băieții vor să restrângă cât mai mult activitatea ONG-urilor, alea care le stau cu șurubelnița în coastă, finanțarea lor, activitatea lor. În același timp, sunt deductibile donațiile firmelor către organizații mari înființate prin lege, fapt care duce la nefinanțarea ONG-urilor mici, autentice, către care astfel de finanțări nu sunt deductibile. Sunt toate propuneri, noi habar nu le avem, ele toate merg și curg în Parlament și noi stăm liniștiți și nu avem nicio treabă. Am devenit placizi, am devenit blajini, amorfi, amorfi, sticloși, ca amorfi ca sticla. Și mai este chestia despre care aici am povestit într-o emisiune, și anume propunerile lui Bode și ale lui Ciucă. Personal, ăștia doi au înaintat o inițiativă legislativă de modificare a codului penal. Și cum doresc ăștia să modifice codul penal? Modificând articolul 371 privind tulburarea ordinii și liniștii publice, care va avea următorul cuprins. Și noi n-am nicio treabă, că asta e în curs de aprobare și totul e ok. Și crezi că inițiativa asta, odată adoptată de Parlament, va fi respinsă de președintele Iohannis? Și zice așa, articolul 371, aliniat 1. Cum va fi? Se năspresc pedepsele. Fapta persoanei care, în public, atenție la formulare, este foarte parșiv făcută, prin violențe comise împotriva persoanelor sau bunurilor, ori prin amenințări sau atingeri grave aduse demnității persoanelor, chestia cu demnitatea era și până acum, dar nu era aplicată. Acum, cu siguranță, vor să o și aplice și să și năsprească pedepsele. Deci, inclusiv dacă te atingi de demnitatea persoanelor, strigi în piață că Ciucă e un nu știu ce, da? Tulbură ordinea și liniștea publică, se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani. Amenda dispare. Dacă fapta prevăzută la aliniatul 1 este săvârșită de către două sau mai multe persoane împreună, zice. Păi da, de obicei un protest presupune mai mult de două persoane. Nu? Mai mult de o persoană, de la două în sus. Împreună, da. Deci dacă chestia asta e agravată prin participarea a două sau mai multor persoane, sau o persoană având asupra sa o armă de foc, un obiect, un dispozitiv, o substanță, sau un animal ce poate pune în pericol viața, sănătatea, ori integritatea corporală a persoanelor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani, iarăși fără amendă. Nici Dragnea, prin Carmen Dan, care înaintease o propunere aproximativ similară, n-au avut curajul să o ducă până la capăt. A protestat societatea și au retras mizeria asta. Ăștia au curajul și bagă chestia cu animalul, pentru că foarte mulți veneau cu cățelul la proteste, țineți minte. Acum, dacă mai mergi la o astfel de chestie, mergi și cu cățelul, mergi și cu nevasta, deci ești de la 2 în sus, s-a împlinit punctul 1 și s-a împlinit și punctul 2, adică primești și agravantă, ești cu un animal, zice aici, un animal ce poate pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea. Dom'le, n-ai carnetul de sănătate la zi, cu tot al animalului. Chiar la zi. Poate nu le la tine. Nu-i nimic. Te încadrezi pentru că poți pune în pericol sănătatea celorlalți. Și capeți de la 2 la 7 ani. Chestia asta, toate cele de mai sus,
pe fondul dezimplicării și dezangajării totale a societății civile din România și mai ales a intelectualilor, care au început dezangajarea încă de pe vremea protestelor anti-Dragnea, nu i-ai văzut decât cu minuscule și foarte rare excepții. Chestia asta este foarte periculoasă, pentru că ăștia vor să-și pregătească liniștea încă până la sfârșitul deceniului. Cam asta fac acum PNL-o-PSD-iștii. Vor să scape de bătăi de cap și să scape de proteste și de societatea civilă, de critici, de tot felul de din astea, nu ne trebuie. Și ușor, ușor alunecăm, fără să ne dăm seama, către un fel de iliberalism și nu e bine. N-am spus nimic când Ordonanța 13 anul trecut s-a transpus în normative. Prin decizia aceea Curții Constituționale au scăpat hexifarmiștii, v-am spus, și mulți alți corupți, hoți, penal de toate felurile, scapă, pur și simplu scapă. Scapă pentru că vine prescripția aia pe care au tălmăcit-o sau bolmojit-o în asemenea fel, încât lungindu-se procesele, dau în prescripție. Acum vin și cu înăsprirea pedepselor, dispariția amenzii și intrarea direct la închisoare, chestie care face să fii descurajat să mai mergi la un protest. Apropo, am văzut ieri la București o glumă de protest în Piața Victoriei de 15 oameni, 20 de oameni poate, care aveau dreptate să fie acolo, care au tras un semnal de alarmă în disperare. Băi, oameni, voi vedeți ce se întâmplă? Vi se pare normal? Nu-i niciun fel de problemă. Însă să nu uităm că și protestele anti-Dragnea și alte proteste masive din România au început așa, timid, câțiva, puțin, puțin, și ușor, ușor, bulgărele a luat-o la vale și a crescut și a tot crescut până când am reușit să oprim Ordonanța 13. Fără niciun folos, pentru că ea, practic, a fost înlocuită de ce vă spuneam împreună cu domnul Liviu Avram de la Adevărul într-o emisiune de la sfârșitul anului trecut. De ce? Pentru că într-o democrație neconsolidată ca a noastră, care este în voia valurilor și a vânturilor, tot timpul societatea civilă trebuie să stea cu ochii în toate direcțiile, pentru că ea, democrația asta, este firavă și este în pericol de a fi făcută praf și pulbere de către politicieni. Și atunci când nu ești vigilant, atunci când, cum spunea domnul Borțun, te-ai îmburghezit un pic prea tare, am devenit un pic prea bogați, un pic prea atenți la material, o ducem un pic prea bine. Și da. Și atunci ne gândim, cum spunea dânsul, la booking, ne gândim la unde ne facem vacanța, unde rezervăm, cu ce linie aeriană mergem. Piața e mai puțin apetisantă, mai ales că ăștia au împachetat totul în asemenea fel încât să nu pară nimic iminent, o chestie brutală, cum a făcut cu Ordonanța 13 și cu Dragnea. Ăștia sunt mai discreți, mai finuți, o iau mai pe ocolite, mai pe după vișin și mai pe ascuns, pur și simplu, în tot felul de formulări și de hățișuri legislative prin Parlament. Ne uităm noi la tot fluxul legislativ din Parlament? Bineînțeles că nu. Nimeni nu se uită la chestia asta. Și ne trezim, dintr-o dată, ca merge la un protest cu soția și cățelul, devine faptă pasibilă de pușcărie de la 2 la 7 ani. Numai că, atenție mare, atunci când
ne vom trezi din letargie și din amorfismul ăsta și din amorțeală și vom da cu capul de zid și vom spune, vai de mine, dar cum s-au întâmplat toate astea, noi unde am fost? Atunci s-ar putea să fie prea târziu. De aceea, nimic nu trebuie luat drept scontat, drept obișnuit și trebuie tot timpul să fim cu ochii în patru și să apărăm libertățile, libertățile noastre, pentru care unii au plătit scump. Și pe ei îi vizitez la fiecare 1 noiembrie în cimitirul eroilor din Cluj. Există o secțiune cu eroi Revoluției. Păi aia am cam uitat, ne-am aducem aminte de ei numai prin decembrie, așa, un picuț înainte de Crăciun. După aia vine Crăciunul și vine în buibala, știți? Și băgăm în noi, ca sparții, și ca sărbători, nu? Și în România de sărbători, pagintine. Haideți să reflectăm la chestiile astea, pentru că tentația pentru acești indivizi e mare. De tot, văzând modelele care încep, iată, să se ofere prin Europa, Orban și compania. Atenție mare, pentru că nimic nu e garantat și totul, totul trebuie apărat. Inclusiv libertatea presei, inclusiv dreptul de a te informa corect și independent și obiectiv. Cam asta este pentru această seară. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal de YouTube și îl recomandați și altora spre abonare. Mulțumesc pentru faptul că pe Facebook intrați și faceți subscribe la Cristian Ivaneș Oficial, pagina de Facebook oficială a canalului. Și foarte important, apropo de ce vă spuneam înainte, vă mulțumesc că sprijiniți acest canal, fără de care sprijin, el dispare. Vă mulțumesc mult! Toate bune! Și, ca de obicei, să auzim numai de bine!